statul la coadă la un ghișeu într-o instituție publică de la Botoșani este mereu lăsat la coadă în lista de treburi cotidiene sau pasată altor membri ai familiei sau urmată de un val de nervi. Există însă și situații extrem de rare, ce-i drept, când poate fi și o plăcere. De exemplu, în clădirea care adăpostește Casa Județeană de Pensii și Agenția Județeană de Inspecție și Prestații Sociale, botoșănenii sunt întâmpinați cu colinde. Ideea a aparținut directorului de la Casa de Pensii, care a dus în holul instituției un computer antic, dar din boxele căruia răsună o muzică relaxantă specifică perioadei. Am gândit că, fiind perioada sărbătorilor, ar fi foarte frumos ca pensionarii să găsească un brad și să asculte atunci când stau la rând o colindă, două, să le se mai deschidă sufletul. Dacă socialdemocratul s-a gândit la pensionari, în schimb, colegul de clădire de la Agenția Județeană de Inspecție și Prestații Sociale aproape că nu sesizează fundalul muzical. Probabil trebuie întrebați ei oamenii dacă le place. Condițiile astea în care suntem noi acum, și prin chidere de an, cu așa și cu... chiar nici n-am avut timp să le auzim că sunt acolo. Am întrebat oamenii și le place. Apreciază ideea directorului de la pensii. Unii au întâmpinat ideea cu zâmbetul până la urechi. Frumoasă! Frumoasă! Cum să ne spară? Da. E foarte bine. În ajun de sărbători sau zgolinde. Mai rar? Mai liniștit, mai bine. Colinde, ascultăm, nu avem cum privi, dar de ascultat ascultăm și auzăm. Alții cu lacrimi. Tanti din Cristinești, de exemplu, stătea deoparte pe un scaun și plângea în batistă. Și-a pierdut soțul ieri, iar colindele îi amintesc de el. La momentul ăsta, sărbătorile pentru mine sunt cu lacrimi, că ieri am îngropat soțul tânăr. Dar eu tare le aștept cu drag. Stau și 10 ore la rând în colinzele, că îmi blaște el și da copiii. Dacă Dumnezeu ne-l-a luat, în continuare le iubesc. Bradul în casă îl fac în tot anul de copil de la părinți. Și acum au pregătit și soțul ca ultimul an femeii să facem bradul. Ori unii s-aud că am plâns mai de acolo sus, colindă. A venit să ia ajutor de mormântare pentru omul ei. Printre lacrimi, Ștefan Hrușcă colinda și colinda și colinda.